cum le combinăm pe amândouă, cum le urmărim pe amândouă când vorbim și despre medicină și spiritualitate. Păi, e foarte interesant pentru că noi ne încarnăm pe pământ ca să evoluăm spiritual. Noi nu venim aici numai pentru a face bani, carieră, avea casă, copil, părinți și să fim fericiți decât strict, știți? Avem și niște teme, cu alte cuvinte. Și aceste teme sunt a îndeplini anumite lucruri pe care le-am promis la încarnare. De exemplu, poți să fii o persoană foarte evoluată, dar nu știe ceva, un anumit aspect. Și atunci, la încarnare, se angajează cumva să lucreze acest aspect. Și aspectul respectiv poate că nu contează foarte mult la încarnare, adică are 90% și decât 10% vine să lucreze, dar acel 10% când se încarnează devine un 50%, adică universul îi aduce tot felul de evenimente în viață care să-l provoace încât să nu-și facă tema. Și el se străduiește apoi foarte mult să-și facă tema, nu înțelege ce se întâmplă, că nu știe să o facă, că de-aia a venit. Și atunci lucrurile se complică și la sfârșit, de fapt, cum ar însemna să bifăm noi tema noastră spirituală, este ca noi să putem să învingem orice obstacol pe care îl avem și să înțelegem, de fapt, lucrul pentru care am venit. Acum, ideea este că dacă pe acest traseu al provocărilor vieții, sorții, universului către noi, noi nu suntem cumva stânga-dreapta de drumul care trebuie, drumul nostru spiritual, noi ne îmbolnăvim. Deci, cu alte cuvinte, de câte ori ne îmbolnăvim, noi, de fapt, nu suntem pe drumul drept. Și atunci, boala, de fapt, și medicul, de fapt, sunt în ajutor pentru evoluția noastră spirituală. Adică ce înseamnă când ești bolnav? Înseamnă că tu ai o problemă și te-ai abătut de la autostrada ta și ai intrat pe un drum lăturalnic, care e un drum de munte cu multe obstacole și te-ai rătăcit, practic. Ești rătăcit când ești bolnav. Și ce face și ce se întâmplă este că te trage Dumnezeu pe dreapta într-un servis. Și servisul ăsta, acolo e un inginer care se numește medic. Și medicul te ajută un pic, tratându-ți mașinăria ta, te ajută un pic să înțelegi ce problemă ai. Pentru că drumul tău spiritual greșit, încurcat, cu boala pe care o ai tu și cu problema pe care o ai tu, pe care nu o înțelegi, și cu tema ta spirituală, pot fi descifrate de către acest medic. Și atunci medicul devine un fel de maestru spiritual care te poate ghida pe tine în dezvoltarea ta spirituală, care, atenție, te ajută să te și vindeci. Deci dezvoltarea ta spirituală este egală cu vindecarea ta. Cu alte cuvinte, de câte ori te vindeci, lucrul ăsta nu se întâmplă decât când ai făcut un salt spiritual. Și iată cum, de fapt, medicul este o persoană care te dezvoltă spiritual fără să vrea, iar tu ești o persoană care găsești la medic, la medicul de medicină holistică, un sfat, un gând, o informație legată de problemele pe care le ai.